Salutare, bine v-am găsit la biletul zilei, prieteni! Avem pentru azi patru partide analizate. Începem cu Barcelona-Real Madrid, Super Cupa Spaniei. Aici am ales să merg pe un pronostic special. Dintre cele două formații, doar Barcelona face pasul la upside în mod organizat așadar cred că nu vor fi probleme nu au o surprinde pe Real Madrid de cel puțin 3 ori în poziție afară din joc. Mai departe, Tottenham cu Chelsea se întâlnesc în retul Cupei Ligii. În, primul meci Chelsea s-a impus cu 2 0, deși a avut câteva absențe de marcă. Având în vedere că Tottenham va fi obligată să iasă la joc, Cred că Chelsea poate surprinde cel puțin o dată pe contraatac. 1 27 este cota pentru un gol marcat de Chelsea. Mai departe, Inter Milano cu Juventus. Inter Milano fără probleme de lot, din ce știu eu, importante. În schimb, Juventus uh, are o apărare în, uh, în pioneze. Lipsesc cel puțin. 4 sau 5 fundași ar putea face o apărare foarte bună cu, cu absențele care le are pentru această partidă. vorbind de Alessandro, de Delict, Bonucci, Cuadrado și Danilo, care lipsesc la, la Juventus. Așadar, în aceste condiții, cred că Inter este favorită, certă, să ridice trofeul seară și mergem pe acest pronostic, inclusiv prin lovituri de repartajare, da? Să ridice trofeul cota este 3.09 miza care de obicei cum știți 50 de lei dragilor cam asta a fost tot nu uitați dați un like un share un coment am contul suspendat cei care mă apreciază distribuie acest clip în toate grupurile de pariuri vă mulțumesc și să avem verde